supraviețuire miraculoasă. O femeie de 53 de ani din Timișoara a scăpat cu viață după ce s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din oraș. Un român din Italia a fost bătut cu bestialitate de mai mulți polițiști din Verona. Presa din peninsula a dezvăluit existența unei adevărate trupe de tortură formată din oameni ai legii. Turcia se implică în dezastrul ecologic și umanitar provocat de distrugerea barajului de pe râul Nipru. Președintele Erdogan i-a sunat pe Volodymyr Zelensky și pe Vladimir Putin și le-a propus crearea unei comisii internaționale de anchetă. Irina Gologan vă prezintă Focus. Bun găsit, o femeie de 53 de ani din Timișoara s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din oraș. A scăpat cu viață și surpriza medicilor ajunși la fața locului a fost imensă. Rănile pe care le avea victima erau cât se poate de ușoare. A fost internată în secția de neurochirurgie a Spitalului Județean. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Apelul la 112 a fost dat de un locatar al blocului de 10 etaje ales de femeie pentru a-și pune capăt zilelor. Echipajele de intervenție sosite de urgență la fața locului au avut parte de o surpriză. Femeia nu doar că a supraviețuit căzăturii în gol, dar era conștientă și a vorbit cu salvatorii. Medicii smurdi au acordat primele îngrijiri și au transportat-o la Spitalul Județean Timișoara. Am intervenit împreună cu colegii de la ISU care au extras persoana de pe acoperișul pe care căzuse. Era conștientă, cooperantă, stabilă și a fost transportată la spital pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Locatarilor din bloc de unde s-a aruncat femeia nu le vine să creadă că ea a putut supraviețui unei asemenea căzături. A făcut Dumnezeu o minune. Nu au avut zile. Cineva a apărat-o. Dumnezeu a apărat-o, drag. Impactul corpului femeii ce a căzut de la etajul 10 cu acoperișul casei scărilor a fost amortizat. Femeia s-a lovit prima dată de aceste bucăți de lemn acoperite cu bitum, după care s-a rostogolit și a ajuns pe acoperișul de beton. Cei care stau în bloc spun că este pentru a doua oară când cineva le alege clădirea cu intenția de a se sinucide. O meserit vecinul meu acum 40 de ani. Ăsta de la 41, dar a murit imediat și a căzut pe balustrada aia de la etajul 1, care e acolo pentru scări, să nu ploaie pe scări. Dar ăsta a murit. Cum ea n-a murit? Nu cred. Polițiștii au stabilit că femeia locuia în alt bloc din apropiere. Mai mult, a lăsat acasă, pe masă, o scrisoare în care le cerea rudelor să o ierte pentru ce avea să facă. Acum, familia încearcă să afle ce a determinat-o să încerce să recurgă la acest gest. Un român este victima unor polițiști torționari din Italia. Cazul agenților din Verona a explodat în presa din peninsulă după ce s-a aflat despre existența unei adevărate trupe de tortură, care lovea cu sălbăticie și fără niciun motiv în principal străinii și persoanele vulnerabile. Procuratura din Verona a scos la lumină orori în care sunt implicați 5 ofițeri de poliție. Colegul nostru Dan Boanță, corespondent Prima TV în Italia, a urmărit subiectul și are detalii despre cele întâmplate acolo. Bună dimineața, Dan, ce informații ai? Bună dimineața, bun găsit tuturor! Este vorba despre 5 persoane, un inspector principal și 4 agenți ai poliției din Verona, iar evenimentele au fost descoperite după o investigație făcută în perioada iulie 2022-martie anul acesta și a fost efectuată de către Brigada Mobilă a Procuraturii din Verona. Cercetările au scos la iveală un comportament inacceptabil din partea polițiștilor implicați, care au lezat grav demnitatea mai multor persoane supuse așa ziselor cercetări polițienești. Printre victimele brigăzii de tortură, așa cum a fost denumită de anchetator, se află și un român în vârstă de 56 de ani. El a ajuns aici în Italia în 2020, la începutul pandemiei, în căutarea unui loc de muncă, dar în schimb s-a trezit trăind pe stradă, petrecându-și nopțile pe băncile din parc. Anul trecut, pe 14 octombrie, românul a fost arestat fără niciun motiv, dus în arestul poliției și supus unor torturi extreme. Deși nu a opus rezistență, el a fost împroșcat de mai multe ori cu un spray cu piper, direct în față, fără niciun motiv, a fost târât la propriu pe stradă, lovit cu bastoanele și picioarele și apoi închis într-o celulă cu perete transparent.
Ancheta în derulare a dus la arestarea polițiștilor implicați în aceste orori, dar acest lucru cu siguranță nu poate șterge atrocitățile suferite de victimele lor în decursul celor 8 luni. Din informațiile de până acum, procurorii au aflat de tratamentul aplicat altor 9 victime, toți cetățeni străini care trăiau pe stradă. Polițiștii în cauză sunt acuzați de tortură, vătămare, fals în documente oficiale, omisiune de documente oficiale, delapidare și de grav abuz în serviciu. Mulțumesc, Dan. Scene ireale surprinse pe o stradă din Maramureș. Un microbuz a fost atacat cu bâta de 2 indivizi sub ochii îngroziți ai pasagerilor. Totul pentru a se stabili supremația pe rutele locale de transport. Vedem și noi imagini imediat la Focus. Principalul suspect în cazul uciderii fetiței de 12 ani, găsită moartă într-un apartament din București, ar fi fost prins. S-ar fi aflat în aceeași regiune din Spania, în care a fost găsită și mama fetiței. Potrivit surselor din anchetă, mama ar fi știut de crimă, dar nu și-a reclamat iubitul. Femeia a fost audiată în Spania și a plecat spre România. Tatăl biologic a ridicat trupul neînsuflețit de la Institutul de Medicină Legală, iar zilele următoare copila va fi înmormântat. Mama fetei a aflat de crimă în Spania. A anunțat-o un coleg de muncă de acolo, care susține că femeia a avut o reacție cel puțin ciudată. Nici măcar nu și-ar fi plâns fata. Eu de unde să știu ce s-a întâmplat? Dacă eu mă sculam la 4 dimineața și plecam cu mama, fata a plecat la taicăsu. Eu am dus-o de 2 ori la taicăsu, am dus-o până la poartă. Tu nu plângi după fata ta? Ați omorât-o și tu nu plângi? Nu pot. Pe cuvântul meu, mă înțeapă inima, dar nu pot. De când m-am trezit, Nea Ion, din somn, nu pot. Ești în panică. Ți-ai omorât copilul. Nu mi-am omorât copilul. Femeia susține că nu știa că fetița ei e moartă. Coincidență sau nu, ea a plecat însă în Spania acum o lună, fix când a avut loc și crima. Potrivit surselor din anchetă, ea a declarat că știa că fata plecase la tatăl biologic, însă nu a sunat deloc să vadă dacă cea mică este în siguranță. Iubitul ei, principalul suspect, ar fi un bărbat agresiv, capabil de orice, spun rudele. A fost și la Suceava fata, cu maică-sa și cu el, cu acest... Eu nu pot să-mi spun de când un individ, când îmi spunea fetița că se purta urât cu ea și avea scandal, obliga pe fetiță, Mona, spusele fetiței că îi spunea, de ce nu spune mie, tată? Da, da. Și tata, cum să spui ție, tată, că am un singur tată? După ce a fost audiată de polițiști, mama a plecat imediat spre țară. Românca a petrecut aproape 24 de ore în arestul poliției spaniole. Ea a fost interogată atât de polițiștii spanioli cât și de cei români. Ar fi declarat anchetatorilor din România prin sistem de videoconferință că nu știa de moartea fiicei sale și că în momentul uciderii acesteia nu s-ar fi aflat acasă. L-ar fi întrebat pe concubinul ei ce s-a întâmplat cu fata, iar acestea ar fi spus că a plecat la tatăl ei natural. Polițiștii spanioli au considerat că elementele din anchetă nu duc la reținerea ei în continuare, de aceea au eliberat-o. Tatăl biologic a fost la Institutul de Medicină Legală să ridice trupul neînsuflețit al fetiței. L-a dus la o capelă din București, iar în zilele următoare va avea loc și înmormântarea. Mă așteptați acasă? Înțelegem că a fost eliberată. Medicii legiști de aici, de la INML, spun că autopsia a arătat că fata a avut o moarte violentă și că ar fi fost asfixiată. Ancheta se complică pe zi ce trece. Deși fata era dată dispărută încă din luna mai, polițiștii din București nu ar fi căutat-o. Ministrul de Interne vrea să afle de ce și-a început o anchetă. Surse din poliție susțin că victima nu avea domiciliul în București și, din acest motiv, căutările nu au avut loc în capitală. Eu mă feresc să fac comentarii asupra unor anchete în curs. Este o anchetă sub coordonarea procurorului. Vă pot asigura că structurile de poliție desfășoară activități polițienești atât în România, cât și pe teritoriul altor state din Europa, pentru ca cei vinovați de această crimă să fie trași la răspundere cât mai repede cu putință, a declarat ministrul de Interne. Accident spectaculos aseară la Timișoara. O mașină s-a răsturnat pe liniile de tramvai în urma unei coliziuni cu un alt autoturism. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Șoferul vinovat de producerea accidentului este un bărbat în vârstă de 69 de ani care a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Autoturismul pe care îl conducea a fost lovit în plin de o altă mașină condusă regulamentar de o șoferiță de 30 de ani. Până la sosirea ambulanțelor chemate, bărbatul a ieșit singur din mașina răsturnată. Cei doi șoferi au fost testat cu aparatul etilotest, însă rezultatele au fost negative.
Imagini cu un puternic impact emoțional au fost surprinse de o cameră de supraveghere din localitatea maramureșeană Vișeu. O mașină de teren s-a suit pur și simplu pe capota din fața unui autoturism care venea din sens opus. Ceea ce la prima vedere părea doar un accident s-a dovedit a fi tentativă de omor. Mai precis, bărbatul de la volan era în proces de divorț și a decis să se răzbune pe soție. Numai că în mașina doamnei era și copilul celor doi. Victima, o femeie în vârstă de 31 de ani din Vișeu de Jos, le-a declarat polițiștilor că soțul său a provocat intenționat accidentul, întrucât se află în proces de divorț, iar după accident, acesta a continuat să o agreseze fizic. În urma accidentului, femeia și fiica ei în vârstă de 9 ani au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital. Bărbatul are acum dosar penal pentru violență în familie și tentativă de omor. Împotriva lui a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce un microbuz plin cu pasageri a fost atacat cu bâta ziua în amiaza mare pe o stradă din localitatea maramureșeană Șomcuta Mare. Miza acestora ar fi fost supremația pe rutele locale de transport. Cei cinci sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Uite-te, ia cu bota, uite-te cum dă cu bota, ia uitați-o, ia. Acesta este momentul în care atacatorii fac țândăr geamul de pe partea șoferului. Îngroziți, călătorii nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, o da cu bota, mi-o spar mașina. A ce Dumnezeu fac, băi, omule, te omor în mașină, băi? Bă, vina, ce spar capul. Atacul a avut loc ziua în amiaza mare, pe o stradă din localitatea maramureșeană Șomcuta Mare, iar camerele de supraveghere din zonă au surprins totul. Pe imagini se văd cei doi indivizi care se îndreaptă cu o bâtă spre microbuz. În momentul în care ajung în dreptul șoferului, unul dintre ei lovește violent. Când am oprit să lăs călătorii din mașină, dânsii o năvălit pe mine. O vrut să mă lovească în cap și eu mi-am băgat mâna. Și m-a lovit aici. Dacă nu demaram, deci nu știu ce s-a întâmplat. Am fost amenințat că deci o să mă omoare, așa o zis, că îmi rup picioarele, că nu mă primește nici spitalul. Mi-e frică. La nici două ore, soția șoferului, care conduce un alt microbuz al firmei, a fost și ea agresată. În momentul când am oprit să coboare persoanele din mașină, a venit și autobărul pe mine. De 5 persoane, cred că au fost. Am ajuns prin șanț, m-a tras de păr, m-a lovit, dam urme peste tot. Pe soțul l-au lovit, i-au spart mașina, a plecat la poliție și între timp i-am așteptat pe mine să ajung și eu în Șomcuta să îmi facă și mie aceeași chestie. Cei doi soți spun că au mai primit amenințări cu moartea. Ori să mă lăs eu de... că ei fac taxi și nu-s legal. Deci nu s-au autorizat, eu s-au autorizat. O zis că ei nu le frică de poliție. O zic că la ei nu li frică de poliție pentru că o zic că ei fac legea în Șomcuta. O zic că nu o să mai fac taxi niciodată, că îmi arată mie, că mă omoră. Da, că în toată ziua o să vină să mă bată, dacă nu mă calmez. Atacatorii fac parte dintr-un grup de taximetriști care vor să dețină supremația pe rutele locale de transport. Dar oamenii nu sunt de acord, în primul rând din cauza prețurilor. De când s-au scos autobusele de la autogară, ei fac... Și când e o cursă, de exemplu, de aici până pe Amara? Dacă nu se înclește, te duce numai pe tine particular, 10-10 lei. Identificați de polițiști după imagini, agresorii, în vârstă de 23, respectiv 41 de ani, au fost chemați la audieri, alături de proprietarul microbuzului. Ei au acum dosar penal pentru distrugere și lovire, amenințare și tulburarea liniștii și ordinii publice. Chiar și în sediul poliției, au continuat să-l amenințe. Un caz revoltător a ieșit la iveală la Direcția de Protecție a Copilului din Giurgiu. Un băiat de 17 ani, care ar fi violat o minoră, a fost trimis în arest la domiciliu într-un centru de plasament, în care sunt și alte minore. Angajatele centrului spun că se tem acum pentru siguranța fetelor. Cazul a avut loc în urmă cu aproximativ 4 săptămâni. Băiatul de 17 ani este instituționalizat și se află în grija unui asistent maternal. Acesta ar fi violat o fetiță de doar 10 ani. Poliția a fost anunțată și s-a decis arestul lui la domiciliu pentru 3 zile. Până la judecarea dosarului, tânărul nu are voie în comunitate. Cum băiatul este în sistem, conducerea DGASPC Giurgiu a decis să-l placeze într-un centru. Doar că acolo locuiesc și alte minore.
Sub protecția anonimatului, o angajată a centrului spune că este speriată și că îngrijitoarele stau cu teama că băiatul le-ar putea face ceva fetelor. La conducerea Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu este, din 2022, Gheorghe Paraschiv. Acesta a lucrat în MEAI și este fostul șef al Serviciului Județean de Poliție Transporturi Giurgiu. Ajunși în Giurgiu, am încercat să obținem un punct de vedere din partea directorului DGASPC, însă nu ne-a răspuns la telefon. Când am ajuns la instituție, ni s-a spus că este pe teren și că nu poate răspunde. De altfel, am încercat un punct de vedere și din partea poliției, dar și din partea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu, însă am fost pur și simplu pasați de la o instituție la alta. Doar purtătorul de cuvânt al DGASPC Giurgiu a avut o reacție. Fiind o anchetă a poliției în curs, nu vă putem da prea multe amănunte. Este la centru de primire în regim de urgență un minor. Este o măsură provizorie până la identificarea unei alte soluții corespunzătoare nevoilor lui. Oriunde ar fi fost plasat, există instruirea ale personalului, adică nu, acolo nu e o singură cameră, vă dați seama. E o măsură provizorie până la identificarea unei alte soluții. Nu este singurul caz de acest fel care are legătură cu Direcția pentru Protecția Copilului Giurgiu. În ultimele luni, mai multe astfel de cazuri au ieșit la iveală. Ultimul despre care a scris fostul vicepreședinte ANPDCA se referă la un angajat de la Direcția pentru Protecția Copilului Sectorul 4, care ar fi vândut un bebeluș. Aceasta ar fi dat copilul luat din maternitate unei familii înstărite din Ilfov pentru 10.000 de euro. România a atins un nivel record al datoriei externe conform celei mai recente raportări a Băncii Naționale. 154 de miliarde de euro. Ce ne așteaptă, vedeți imediat la Focus. Este grevă japoneză în continuare în instituțiile publice de sănătate și asistență socială. Cadrele medicale muncesc cu banderola la mână și spun că dacă nu se va ajunge la un acord cu guvernul, de la 1 iulie intră în grevă generală. Astăzi, la ora 11, este programat un meeting de amploare în Piața Victoriei, urmat de un marș prin București până la Palatul Cotroceni. La Iași, peste 9.000 de cadre medicale au intrat în grevă japoneză. Ca și profesorii, oamenii spun că nu se mai descurcă cu salariile actuale. Eu sunt asistentă de aproape 30 de ani și acasă, când îmi intră salariul, ajung să am 4.000 de lei pe card. Foarte rar 4.100, dar când sunt în concediu 3.700-3.600. Am o tânără adolescentă care are nevoie, mi este greu să-i realizez o viață așa cum poate ne-am dorit ca și părinți. Cadrele medicale cer deblocarea posturilor din sistemul sanitar, aplicarea grilei de salarizare și recalcularea tuturor sporurilor. De asemenea, vor ca tariful pentru gărzi și indemnizația de hrană să fie calculate prin raportarea la salariul aflat în plată. Nemulțumirile sunt legate în principal de creșterea explozivă a prețurilor și a inflației, lucru care nu a fost acoperit de creșteri salariale. Vorbim aici de faptul că legea actuală de salarizare nu este aplicată integral. Orele de sâmbătă, duminică, sporul de noapte și orele de gardă sunt calculate la salariul din 2018 și nu la salariul actual. Finanțarea spitalelor la suficientă și corectă, tocmai ca să aibă și pacienții, și materiale sanitare, și medicamente, și condițiile hoteliere să fie unele bune, să beneficieze de aparatură de înaltă calitate. Peste 1.000 de sindicaliști de la Sanitas sunt în grevă japoneză și în județul Galați. Am intrat în grevă japoneză din motive financiare, că din cauza inflației costurile sunt mai mari. Este dificil cu cheltuielile și cel puțin de când s-au mărit prețurile, inclusiv la mâncare, combustibil. Eu sunt din afara Galațului, fac naveta. Diferența practic ar fi între undeva, dacă s-ar aplica salariile la nivelul 2022, ar fi undeva între 5 lei și 500 de lei, o diferență foarte mică. N-ar fi o problemă să se aplice, dar... Federația Solidaritatea Sanitară anunță un protest de amploare în capitală. Vor fi mitinguri în Piața Victoriei și Piața Constituției. Dacă sindicatele și guvernul nu ajung la niciun acord, pe 1 iulie va fi grevă generală. Soarta examenelor naționale încă este incertă. Luni ar trebui să debuteze probele de evaluare a competențelor de la bacalaureat, iar pe 19 iunie elevii de clasa 8 ar urma să susțină evaluarea națională. Ministerul Educației vorbește de medii încheiate din două note și anunță că 10.000 de profesori s-au întors la catedră. Cei peste 60% care încă protestează nu cedează. Sindicaliștii cer o nouă rundă de negocieri. De altfel, astăzi la ora 10 va începe ședința în care executivul va adopta memorandumul prin care profesorilor le este garantată creșterea salariilor.
Examenele naționale rămân principala armă emoțională a grevei. Atât guvernanții, cât și sindicaliștii joacă în continuare această carte. În momentul de față n-am ajuns în faza în care putem vorbi de amânarea examenelor. Dar cu cât se lungește acest conflict de muncă, există și acest risc. Nu ne-a transmis că negocierile s-au încheiat. Practic, ceea ce a oferit, atât rămâne. Ce veți face în cazul în care negocierile nu se rezolvă? Noi am cerut clar și public și prin intermediul dumneavoastră că suntem dispuși și e obligatoriu să intrăm la negocieri, să continuăm aceste negocieri, tocmai pentru a nu afecta tot ce înseamnă examene. În mediul online, pe o pagină de Facebook a profesorilor, a apărut un mesaj semnat de o șefă de sindicat, care vine cu o serie de recomandări după o ședință. Important este să nu mergem la supraveghere, la examene. Sunt disperați, caută oameni chiar și din afară, de la particular, să ne înlocuiască, dar nu o suficienți. Pe anumite grupuri de profesori se discută, stați un pic, să nu meargă la supraveghere, în așa fel încât să nu se poate da. Fără supărare, eu nu discut ce anume apare pe grupurile de socialism. În procente, potrivit datelor Ministerului Educației, aproximativ 40% din totalul profesorilor sunt zilele acestea la catedră. Pentru ca examenele să aibă loc, cei de la minister au pus în transparență un proiect care prevede ca mediile să fie încheiate și cu două note. Sindicaliștii încearcă să rămână pe poziții. Dintre cei care au semnat pentru intrarea în grevă, 87% nu renunță, arată datele FSLI și Spiru Haret. Semnalele sunt că în unele cazuri se mai retrag, dar nu foarte mulți. Știți foarte bine că pe 10 mai, în momentul în care noi am protestat și am fost foarte mulți la protest, peste 15.000, guvernul nu ne-a băgat în seama. Dacă atunci guvernul reacționa într-un fel, puteam să evităm această situație. Guvernul a transmis printr-un comunicat de presă că va adopta un memorandum care va consolida garanțiile privind prioritizarea educației în următoarea grilă de salarizare. Același document ar urma să garanteze și că salariile debutanților în educație vor avea ca sistem de referință salariul mediu pe economie. Cerem acum, în această nouă lege a salarizării unitare, să se dea acel statut care să credibilizeze dascălul, inclusiv din punct de vedere financiar. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a avut o întâlnire informală cu profesorii la Colegiul Național Ilie Caragiale din București. Discuția de astăzi a fost una extrem de emoțională și a fost într-adevăr despre amintirile din școală, despre demnitatea de a fi dascăl. Nu le-am cerut nimic, nu mi-au cerut nimic. Am discutat de principiu, am discutat despre viitoarea legea salarizării, dar am discutat mai ales despre demnitatea de a fi dascăl. Pe 9 iunie, potrivit calendarului oficial, elevii de clasa 8-a au urmat să încheie anul școlar. În aceeași zi va avea loc un nou protest în capitală, la care sunt anunțați 20.000 de angajați din învățământ. Aceștia ar urma să-și strige nemulțumirile în fața guvernului și aparatului Cotroceni. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, prima probă a examenului de bacalaureat, ar urma teoretic să înceapă pe 12 iunie. Așadar, guvernul a anunțat că va adopta un memorandum privind majorările salariale acordate personalului din educație prin noua lege a salarizării. Acest lucru ar putea reprezenta garanțiile de care vorbeau sindicatele, garanții fără de care greva nu se va termina. Radu Banciu a comentat subiectul aseară la emisiunea Worldwide Banciu de pe Prima News. Asta aș vrea să retransmit cetățenilor acestei țări care n-au susținut suficient greva din învățământ. S-au gândit-o la ei. Dacă ei își imaginează că un bărbat care câștigă mai puțin de 1.000 de euro pe lună, da, după ce a terminat o facultate, are vreo șansă să facă ceva în viață, să se uite cineva la el, să înșală amarnic. E bine, asta era concepția guvernului României pentru următoarea 1.000 de ani. Ca cel care termina o facultate de litere și urma să intre în învățământ, deci un băiat absolut respectabil, în plină formă, da? În plină ascensiune, urma să trăiască și va trăi în continuare, că odată salariul mediu brut pe economie în România este undeva în jur de 4.500 de lei. Deci, ușor sub 1.000 de euro. Chiar și după această majorare substanțială, pentru că unii vor trece de la 2.500-2.700 la 4.500 ca debutanți. Dar într-o lume strâmbă, cum este societatea românească, un bărbat, încă o dată spun, n-avea nicio șansă. Că nu mai suntem în era în care scriai bilețele, da, și te țineai de mână în parcuri. Și toată lumea mergea acasă de la facultate cu tramvaiul, cum mi se întâmpla mie. Pe vremea mea la facultate nu era nimeni, aveam un singur coleg care avea mașină. O rablă luată de la TASU. Și din când în când mai venea de la Turda cu aia. Dar în rest n-avea nimeni.
Toată lumea mergea pe jos sau cu tramvaiul sau cu troleibuzul în municipiul Cluj-Napoca, unde eram noi. Dacă aveți impresia că astăzi se duce cineva, atunci te duceai de revelion cu taxiul sau de ziua ei. O duceai acasă cu taxiul ca să nu îmbrâncească unii prin troleibuz. Dar atât, o singură dată pe an. Nici măcar de ziua recoltei. Că atunci trebuia să te duci la bibliotecă, n-aveai timp să sărbătorești ceva. Astăzi vă imaginați în București, în Cluj, în Timișoara, în Iași, în Craiova, un bărbat cu nici 1000 de lei pe lună, având vreun viitor în societate, nu se uită nimeni bă la el. Ai impresia că ai putea să te descurci în 2023 cu nici 1000 de euro? Păi, în primul rând, cum faci o familie? Da, și dacă faci o familie, ce faci cu copiii ăia? Îi trimiți la bunici? Cu ce îi crești din 1000 de euro pe lună? Da? Nu vei putea să pleci niciodată nicăieri, nu vei putea să-i dai la niciun sport, nu vei putea să facă meditații la nimic cu banii ăștia. Dacă ești de capul tău, așa, dacă stai tu cu părinții, poate că-ți ajung banii. Au părinții un Mercedes, au un apartament, au o moșie, au o podgorie, au un luciu de apă. Dacă, de exemplu, tactu-i mitică Dragomir, n-ai nevoie de învățământ. Sigur că te duci din vocație, între ghilimele. Dar dacă taică-tu, de exemplu, a fost birjar, da? Pe vremea răposatului, cum te descurci tu din mia aia de euro? Încă o dată, nu e niciun fel de misoginism aici sau de rasism sau de nu știu ce, sau de discriminare. Dar un cetățean bărbat alb care termină o facultate în România astăzi și vrea să intre în învățământul din România cu 1000 de euro ca debutant, nu se poate căsători. Nu își poate face o prietenă niciodată, bă. Radu Banciu vă așteaptă în fiecare seară de luni până joi la ora 22 la Prima News, la emisiunea Worldwide Banciu, unde realizatorul comentează în stilul caracteristic subiectele importante ale zilei. Datoria externă a României a trecut de 50% din produsul intern brut și a ajuns la 154 de miliarde de euro, arată cea mai recentă raportare a Băncii Naționale. Un nivel record, iar țara noastră s-a împrumutat anul trecut cu cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Bineînțeles, tot românii le vor plăti, mai ales dacă nu se transformă în investiții care să se reflecte într-un trai mai bun și o economie mai stabilă. În ultimii 10 ani, România și-a dublat datoria externă. Dacă în 2013 era 37% din PIB, adică 72 de miliarde de euro, la sfârșitul anului trecut ajungea la peste 47% din PIB, adică 142 de miliarde de euro. O creștere mult mai rapidă decât a altor țări europene. Mai grav e că și dobânzile pe care le plătim la creditele externe au crescut. Doar în primele 4 luni ale acestui an am plătit 2,5 miliarde de euro. Asta înseamnă până la final că vom avea de plată peste 7 miliarde. Practic avem o situație în care crește și datoria publică și au crescut foarte mult și dobânzile care sunt aplicabile datoriei publice, ceea ce ne aduce în situația de a plăti aceste sume care sunt într-adevăr record. E foarte greu de spus dacă ratele dobânzilor vor scădea în viitor, cât timp încă avem o inflație ridicată și război la graniță. În calculul ratelor de dobândă intră de la ratingul de țară, politica monetară pe care o are acel stat, care este controlată de către Banca Națională. Deci n-aș îndrăzni să vin cu o prognoză, pentru că sunt foarte multe elemente care nu sunt în controlul Ministerului de Finanțe. Dacă ar fi să plătim datoria externă peste noapte, persoanele active din România, aproximativ 8,2 milioane, ar trebui să pună mână de la mână aproape 19.000 de euro fiecare. Împărțită pe cap de locuitor, datoria externă ar ajunge să coste 8.100 de euro, deci cam 24.000 de euro pe familie. Iar pe măsură ce crește, apar mai multe riscuri, spun economiștii. Pe termen lung, pe măsură ce România se îndatorează mai mult, încrederea mediului de afaceri în capacitatea României ca stat să funcționeze bine pentru a crea un mediu economic care să fie propice dezvoltării business-ului, dezvoltării activităților economice, scade. Cu toate acestea, autoritățile sunt optimiste. Avem acces la bani, avem acces la finanțări, însă trebuie să pregătim proiecte pentru a transforma acei bani în realitate. Astăzi, România are o rată de dobândă, o curbă a ratelor de dobândă undeva între 6,4 și 7,15%.
mult sub multe țări din jurul nostru. Aș îndrăzni să spun că această curbă a ratelor de dobândă este descrescătoare în ultimele luni. Ministerul Finanțelor spune că datoria externă va scădea sub 50% din produsul intern brut dacă acesta va crește până la finalul acestui an. Imagine emoționantă au făcut în conjurul lumii. Un pui de pisică a fost salvat de la nec în Herson. Cine a făcut gestul demn de admirat? Aflați imediat la Focus. O nouă lovitură pentru România. Aderarea țării noastre la spațiul Schengen nu se află nici pe agenda ultimului Consiliu JAI sub președinția Suediei, programat astăzi și mâine la Luxemburg. Rămânem însă cu speranța după ce recent Comisia Europeană a dat asigurări că intrarea României și a Bulgariei în spațiul european de liberă circulație este o prioritate și că va face tot ce îi stă în putință pentru o decizie favorabilă în acest an. Vă reamintim că la finalul lunii aprilie, ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, cel care a blocat aderarea României la Schengen, a venit la București și ne-a transmis că am făcut progrese în privința securității frontierelor și a gestionării migrației, dar că mai este cale lungă. Papa Francisc a ieșit cu bine din operația abdominală la care a fost supus ieri, a anunțat Vaticanul într-un comunicat. Intervenția chirurgicală a durat 3 ore și s-a desfășurat fără complicații. Suveranul pontif a fost internat în spitalul Gemelli din Roma, unde a suferit o intervenție din cauza unei hernii abdominale. După terminarea operației, care a necesitat anestezie generală, Papa Francisc a fost adus în apartamentul papal de la etajul 10 al spitalului Gemelli din Roma, potrivit agenției de știri ANSA. În urmă cu 2 ani, Papa a mai fost operat și s-a extirpat o parte din colon, iar acum câteva luni a fost spitalizat din cauza unei bronșite. Dezastru este cuvântul care descrie ceea ce s-a întâmplat după spargerea barajului de pe Nipru. Viitura a măturat totul în cale. Cel puțin 7 oameni au murit înnecați, iar alte 10.000 sunt pe drumuri. Nu mai au case, nu mai au lucruri, nu mai au unde să se ducă. În Zaporojie, pericolul e imens și se fac exerciții de evacuare în caz de dezastru nuclear. Iar veștile pentru întreaga economie a Ucrainei sunt sumbre. Sute de mii de hectare inundate vor deveni deșert. În Nova Kahovka, orașul unde se află barajul, o casă s-a prăbușit în fața oamenilor care așteaptă să fie evacuați. Eu, până uite vada, vom sușiți, все, качать насосами. Думали, может, приедут местные власти, помогут, кинуть насос, откачают воду хоть ям. Здесь яма получилась. Hersonul este și el inundat, iar apa potabilă lipsește cu desăvârșire. Oamenii stau în podurile caselor și fac semne disperate pe geamul acoperișului, în speranța că vor fi văzuți. Primesc apă cu ajutorul dronelor. Перш за все, там, де це потрібно, буде організований, вже організований оперативний підвіз води. Для цього застосовуються і цистерни Укрзалізниці. Doar cu hainele de pe ei, oamenii din zonele controlate de Ucraina sunt evacuați cu ajutorul bărcilor. Опирайтесь на мене. На мене опирайтесь. Не бійтесь, можете мене обняти, не переживайте. Обнімайте мене, не бійтесь. Все, давайте переступайте. Переступайте. Можете на мене, це моя нога, ставте на мене ногу. Все. Ставте. Отлично, Григорій. Сідайте, присаджуйтесь одразу, Григорій. Просто краще. Все плавает, вся мебель, холодильники, продукты, все цветы. Все плавает. Что делать, ничего не знаю. Волонтеры, которые работают в регионе, au ajutat și la evacuarea animalelor aflate în pericol. În orașul Oleșchi, aflat tot în regiunea Herson, dar sub ocupație rusească, oameni urcați pe acoperișuri cer să fie salvați. Pentru autoritățile proruse însă nu s-a întâmplat nimic. Ele spun că civilii nu doresc să fie salvați și că nu există inundații. Situația este gravă și la centrala de la Zaporojie, care se alimenta cu apă din baraj pentru răcirea instalațiilor nucleare. Autoritățile organizează deja exerciții de evacuare în cazul unui dezastru nuclear. Dezastrul lăsat în urmă de buhoaie e greu de cuantificat. Aproximativ 10.000 de oameni sunt captivi în zonele inundate. Peste 100.000 au rămas fără apă potabilă. Boli grave pot izbucni în orice moment. Світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження.
Deși ambele părți continuă să se acuze reciproc că ar fi la rădăcina dezastrului, nici rușii, nici ucrainienii nu au prezentat dovezi care să le susțină afirmațiile. De la tribuna ONU, numeroase țări au condamnat ceea ce deja numesc o uriașă crimă de război. Barajul Nova Kahovka a fost construit în 1956 și depozita peste 18 milioane de metri cubi de apă. Era cea mai mare sursă de apă potabilă pentru peninsula Crimea. Salvare miraculoasă în Hersonul inundat după bombardarea barajului peste Nipru. Cu ultimele puteri, un pui de pisică s-a agățat cu ghearele de peretele unei case pentru a nu se înneca. Din fericire, un trecător a auzit miaunatul blând și l-a salvat. Iată imaginile care au făcut înconjurul lumii. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a apucat pisoiul și l-a dus într-un loc sigur. România lui Edi Iordănescu e pe drumul cel bun. Asta cred foștii internaționali care nu concep să ratăm din nou calificarea la Euro. Ce spune Dorinel Munteanu despre meciul cu Elveția transmis în direct și în exclusivitate la Prima TV pe 19 iunie, vă spunem în scurt timp la Focus după publicitate. Rămâneți cu noi! Aflăm acum date despre vreme de la colega mea Roxana Gheorghean. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Irina! Bun găsit tuturor! Vremea va fi instabilă în sudul, centrul și în partea central-estică a Europei, astfel că vor fi înorări accentuate și va ploua. Ploi locale vor fi și în extremitatea nordică și de nord-est a continentului. În rest, vremea va fi frumoasă, iar cerul va fi variabil. Temperaturile vor crește în vest, centru, sud și est, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La Chișinău se anunță vreme caldă și frumoasă, cerul va fi variabil spre senin, iar maximele vor ajunge până spre 28 de grade în zilele următoare. La noi în țară, astăzi va ploua în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, precum și în zonele montane aferente. În restul teritoriului, cerul va fi variabil spre senin și ploi slabe vor fi izolat în vestul și nordul Olteniei și al Moldovei. Vântul va avea intensificări în regiunile extracarpatice, iar maximele se vor încadra între 21 și 29 de grade. Mâine, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, precum și în zonele montane și submontane, vremea va fi instabilă. Acolo vor fi în continuare averse însoțite de descărcări electrice. În restul țării, vremea va fi frumoasă, maximele se vor încadra între 21 și 30 de grade. Sâmbătă va continua să plouă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, iar spre seară pe alocuri și în Moldova, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia, Moldova și vestul Dobrogei. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă. Astăzi, vântul va sufla slab și moderat, iar maxima va fi iată de 29 de grade. Mâine, cerul va fi mai mult senin, vântul va rămâne activ, iar termometrele vor indica o maximă de 30 de grade. Sâmbătă, vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi variabil, însă vor fi înorări temporare și posibile ploi, în special spre seară. Maxima va fi iată de 28 de grade. La munte, vremea va fi instabilă, sunt anunțate averse și descărcări electrice în Carpații Occidentali și local în restul masivelor. Vântul va fi activ, mai ales în timpul ploilor. La mare, în schimb, atmosfera va fi plăcută, maximele se vor situa între 21 și 24 de grade, iar apa mării va atinge o temperatură maximă de 22 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Numai bine! Doamnelor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea pe site-ul primanews.ro, unde în fiecare zi găsiți informații de ultimă oră din toate domeniile. De asemenea, puteți intra și pe pagina de Facebook a știrilor Focus. Rămâneți pe Prima TV, Livia Graur vă așteaptă la Focus 14, iar noi ne revedem mâine dimineață la ora 8. O zi excelentă!